every day to see the flag of my country landing in an airport in Romania. Nu se întâmplă adesea să văd steagul țării mele aterizând pe un aeroport din România. But I think that first of all, we are all here today to celebrate the success of Romania as a country, which has been able to develop extremely fast and extremely well in a short period of time. Dar cred că, în primul rând, ne aflăm astăzi aici pentru a sărbători succesul României ca țară care s-a dezvoltat într-o perioadă atât de scurtă de timp, atât de mult. Sper să fie cât mai multe evenimente anul acesta privind zboruri și noi destinații și noi companii de zbor care vor opera pe aeroportul Cluj, datorită faptului că trecem pentru o perioadă destul de dificilă în anul 2024 și nu numai după aia 2025, sperăm să fie poate mai bine. Mulțumim încă o dată și sperăm că aceste curse care vor începe să vină pe aeroportul Cluj să continue și în anii care vor veni. Vă mulțumesc încă o dată. Responsa Group a început în Cluj-Napoca acum 16 ani și pentru mine personal faptul că Swiss vine astăzi la începutul sezonului de vară 2024, Cluj este o mare onoare. În 2024, companiile aeriene au tendința să micșoreze numărul de curse pentru că nu sunt aeronave. Aici este o altă poveste, o poveste pe care ne dorim de succes. Swiss vine la Cluj de trei ori pe săptămână inițial. Aeroportul din Franța, Cluj, a avut anul trecut 3,24 milioane de pasageri, un record. Cum spunea și doamna director Monica Dobruț, chiar anul ăsta va fi destul de greu, nu sunt destul aeronave pe piață, sunt și multe probleme tehnice. Din acest motiv, cu atât mai mult apreciem prezența Swiss Airlines aici. 3 zboruri pe săptămână înseamnă foarte mult pentru noi.